Salutare! Domnul Rimă Iacu, în bărlog la Radio Zoo. Am venit astăzi la loft, nu să mi satisfac vreun moft sau să umblu după fete, ci să scormonesc vedete. Dar să nu vorbim pe temă și să intrăm în problemă. Simona, dragă, spune-mi tu, cum te simți la Radio Zoo? Mă simt foarte bine, pentru că sunt și cu tine. Vreau să îmi spui cum pentru tine e aici rău sau e bine? E bine aici așa. Ne distrăm, mâncăm ceva. Aștept să se întâmple un concert, aștept să văd cine cântă în seara asta. Delia spune... Pare că nimeni nu o să cânte mai bine ca mine, ți-am schimbat rima. Ha. Ok, Delia spune concret că așteaptă un concert, vrea ca lumea să o încânte, apoi ea vrea să ne cânte și răspunde la întrebare spunând că ea e mai tare decât oricine altcineva care face așa ceva. Corect. DJ Zava, spune-mi tu, cum te simți la Radio Zoo? Foarte bine, întotdeauna m-am simțit bine aici. Spune-mi dacă ți este bine cu iubita lângă tine. Este bine, pot să spun. Păi, ori m-am îmbătat eu cu ei, ori tu ești iubita lui. Nu, dragul, e în spatele meu, cred. Da. Deci nu am avut dreptate, iubita lui e în spate. El este aici în față, alături de o cântăreață, cu care mai cântă piese, fără ca să le mai pese, că unora dintre ascultători nu le place de N ori. Atmosfera e frumoasă, toată lumea e la masă. Îi aștept, poate mă înjură că sunt cu chefteaua în gură. Stă la pândă domnul Rimă și așteaptă ca să vină să-mi răspundă la întrebări când sunt cu licoarea în nări. Dragă Ciubi, spune-mi tu, cum vă simțiți voi la zoo? Petrecere ca la zoo. Găsești în alte părți, nu? Găsești în alte părți, nu? Ce vreau să vă spun acum? Cea mai tare fază zoo. Dragă Laura, vreau să-mi zici ce ai de gând să faci aici. Am de gând să mă distrez, am de gând să și dansez. Poate să cântăm ceva, poate chiar să bem ceva. Eu și mâncăm așa. Eu pe afară mai mult stau și muncesc astăzi, nu beau. Andrei, te rog, spune-mi tu ce vei face azi la zoo. Bună seara, Flic, cel mic. Trăiască Radio Zoo și să trăiești și tu. Da. Am venit să sărbătorim, să chefuim și o dată pe lună bine să trăim, zic. Spune-mi, dragă domnișoară, ce faci în această seară? Am venit să-mi promovez noul meu produs muzical, care se numește Leagănă Barcă, fără rime. Că nu mai pot, nu mai rime am în cap acum. Ana tocmai ce mi-a spus, că a venit și și-a propus să își promoveze aici un produs cu mult sclipici. Este o distinsă fată, cum v-am spus, este îmbrăcată într-o prea distinsă fustă, are în cap o mare lustră și, uitându-mă cu greu, pot privi și în decolteu. Nu privește, nu privește, ce-aș putea să-ți fac? Merge ziua de servici, sunt cu Jimmy Dab aici. Iată ce băiat frumos, Charlie Chaplin e gelos. E unul din cei mai tari, poartă noaptea ochelari. Aș vrea să-mi te adresezi și să-mi spui cum te distrezi. Mă distrez foarte bine, chiar aici cu domnul Rimă lângă mine. Bun. Am venit la Radio Zoo pentru că e radio care l-ascult și tu. Vreau să știe toată Terra cum e aici atmosfera. Foarte fain, nevoie mare. Băieții beau șampanie în stil mare. I love Radio Zoo. Hai. Recunosc că mă simt bine. Este Giulia lângă mine. Astăzi nu este banală, e o întreagă catedrală. Nu pot să îți spun, mă jur, trebuie să dau stânga împrejur. Nu e una dintre fetele cu minți. Spune-mi tu ce porți, ce sfinți? Pe toți am adunat. Și mai am acasă o colecție întreagă. Te rog, uită-te nițel Patriarhe Daniel. Foaie verde, multă stimă. De fapt, eu sunt domnul Rimă. Cam atât, deci toate bune. Ne vedem la emisiune. Vă așteptăm la matinal, doar cu buzdu și morar. Și dată la bot cu ruj, tanti Gabi de la Cluj. No, bine, mă, păi cum să nu? Mie îmi place foarte mult domnul Rimă, care foarte mare stimă. Băi, a fost foarte mișto azi aici la radio. Vorbesc singur până la anul care căști cameramanul. Nu știu ce ascultă în ele, bănuiesc că doar manele. Cam atât, că n-am lumină. Vă salută domnul Rimă.